Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu de YouTube! Astăzi m-am gândit să vin către voi cu o propunere, cu o idee de 5 parfumuri sexy pentru vară. Um, de-abia după ce le-am selectat, oricum, paranteză. Mi-a fost extrem, însă extrem de greu să mă limitez la 5. Um, nu, ele nu vor, nu le veți vedea în ordinea preferințelor, pur și simplu sunt uh, luate așa aleatoriu. Sinceră să fiu din uh, toate cele 5. Pe care voi le veți vedea astăzi, n-aș putea să fac un top. Locul 1, 2, 3, 4, 5. Sincer. Toate 5 sunt variante de designer. Oricum, eu mai am variante sexy pentru vară și din categoria Dupes, Clone sau parfumuri Middle Easter parfumuri arăbești, așadar. Dacă vreți să facem și o selecție de cinci parfumuri sexy, uh, varianta Dupes parfumuri inspirate sau arăbești, lăsați-mi frumușel în comentarii și eu mă prezint la datorie cu încă cinci. Să nu mai uh, o lălăim. Și să încep. Cred că la fiecare o să spun preferatul meu. Voi începe cu Zadig and Voltaire, This is Love. Acest parfum. Deci, n-ai cum cu el. Încep bine. Acest parfum n-ai cum cu el. Dacă sunteți în zona de Zadig and Voltaire, This is Hurt, nu aveți cum să nu iubiți și acest flanker, This is Love. Haideți să vă spun notele. Avem așa, note de vârf, ghimbir. Stai ca să nu... așa. Note de vârf, ghimbir, note de mijloc, vanilie și violetă, note de bază, lemn de santal. Acum, acest parfum, ca idee... Marea, de fapt, toate, toate, toate cele cinci, eu le port, nu știu, sunt genul de parfumuri all-season. Însă, de ce le-am inclus în secțiunea parfumuri sexy pentru vară? Pentru că, chiar dacă ele sunt purtabile în orice anotimp, nu știu, chimia care ele o fac cu pielea mea, nu știu, în sezonul estival. În perioada verii, aceste parfumuri pur și simplu strălucesc pe mine. This is love. This is love. Da, this is love. Este un parfum foarte bine echilibrat. Adică dacă ați mirosit This is her și poate vi se pare mult prea mult pentru vară, nu este aceeași poveste cu This is love. Este puțin acrișor și picant și are totuși acea doză de dulce, are acel ADN din This Is Her, ceea ce balancează uh, ghimbirul din deschidere. Îl face o versiune mai ușoară pentru This Is Her. Și nu știu. În afară de This Is Love și This Is Her, eu mai am și Just Rock. Am, cum s-ar spune, întreaga trilogie. Toate trei au fost achiziționate, de fapt, cam tot ce am, excepție unul, au fost achiziționate de pe site-ul celor de la Parfimo, de pe timpul, cum spun eu, când ei vindeau parfumuri tip testări. Din nou, dacă mă vede cineva de pe Parfimo, de la Parfimo, vă rugăm din suflet! Suntem multe iubitoare de parfumuri, readuceți variantele tip tester. Vă rugăm! Am închis paranteza! Vă spuneam că This is Love îl percep ca un, ca un mix între This is Her, varianta originală, ca să mă exprim așa, și just rock. Just rock este, din păcate, un parfum discontinuat. Și acela ar intra cu brio în categoria sexy de vară. Însă am căutat pe cât posibil, bine, mai este unul care este discontinuat, am căutat să vă aduc în atenție, ca să mă exprim așa, parfumuri care încă le puteți găsi. Acesta. Este un mix între This is Her și Just Love, în percepția mea, cu mențiunea că nota de paciuli din Just Rock, în Just Rock este un paciuli frumos, este atenuată de uh, nota lactonică din This is Her. Acesta... Bine, are adăugată nota de ghimbir. E ca și cum ar fi copilul dintre uh, This Is Her și Just Rock cu un adaos de ghimbir. Nu știu, așa îl percep. Performanțele sale sunt extrem de bune, dar extrem de bune, inclusiv în perioada caldă. Nu e genul de parfum care gata s-a evaporat datorită temperaturii, a dispărut și pa la revedere. Asta datorită, zic eu, bazei sale, fiind o, o combinație vanilie, <coughs> îmi cer scuze, vanilie lemnoasă. Și, ca de obicei, dacă în bază avem ceva mai strong, mai cu vanilie, mai cu note lemnoase, parfumul ăla va, va persista. Este perfect pentru serile de vară la terasă. Cu fetele, cu iubitul, cu soțul, și de ce nu, pentru plimbările la malul mării. Deci, nu știu, e o superbitate. Nu știu dacă îl puteți găsi în magazinele fizice, chiar nu m-am uitat. Să-i să dați un nas, cum spun eu, pentru că merită, chiar merită. Mai ales că este un parfum ce poate fi inclus cu ușurință în categoria All Seasons. All Season. Următorul este de fapt a doua mea sticluță. Vorbim aici de Libră de la ISL. Aceasta are 50 de, mi da, 50 de mililitri. Am consumat ceva din ea. Oricum, deci eu am două sticluțe de libră, și ambele sunt cam la același nivel. Una a fost nou-nouță, ca să mă exprim așa, iar cea de-a doua știu că a fost o parțială achiziționată de pe unul din grupurile cu și despre parfumuri de pe Facebook. O, Doamne! O, Doamne! Note de vârf. Avem lavandă, mandarină, coacăze negre și petit gren. Note de mijloc. Lavandă, floare de portocal și asomie. Note de bază. Vanilie de Madagascar, mosc, cedru și amber gri. Acesta este un floral ambrat cu citrice și lavandă. Deschiderea este destul de sharp, destul de ascuțită, cu citrice și lavandă, însă pe mine nu mă deranjează. Ca idee, oricum, mult timp am văzut nota de lavandă strict pentru balsamul de rufe și pentru odorizantul de cameră. Nu m-am gândit că aș iubi vreodată lavanda în parfumuri până la el. Nu știu, după deschiderea asta vine o, o explozie efervescentă. Intră în prim plan floarea de portocal și asomia. Se simt foarte bine și foarte frumos pe, pe o bază caldă, dulce, dar foarte frumoasă cu mosc și ambră. Superb! Deci, oricum, cred că toate, măcar l-ați testat, toate știți despre ce vorbesc. Este parfumul acela de șefă, dacă m-aș putea exprima așa. Nu știu, eu una când îl port îmi dă altă, altă stare de spirit. Este genul de parfum ideal pentru tipa aceea sexy, tipa aceea sigură pe ea, care știe ce vrea de la viață care și își atinge scopul, da? nu numai că știe ce vrea de la viață, că multe știu ce vor de la viață, dar din păcate nu ajung acolo. E femeia liberă ca să mă exprim așa, își atinge țelul cu orice preț. E perfect pentru serile de vară la un restaurant sau de ce nu? la bordul unui iaht de lux. În afară că. Um, are acea doză de power, nu știu. V-am mai spus, te face să să fii mai încrezătoare, are și. Izul acela de bogăție, cum îi spun eu, are ceva luxos în el. Da și el este și libră. Um, face parte din categoria all season, însă din nou vă spun, pe mine se simte altfel vara. Următorul cred că este al doilea parfum de La Guess din colecția mea, stai. Așa. Ges by Marciano. Nu știu. Știți, ăsta e genul acela de parfum care, pe cât de ieftin este prețul, pe atât de scump miroase. Note de vârf. Uh, curacao, carambola, fructul star, cardamom și grefruit. Note de mijloc, caprifoi, asomie bujor. Note de bază, vanilie, mosc, note lemnoase. Acest parfum este un parfum buzi pudrat vanilat de vară. Se deschide cu o explozie fructată. Deci am, nu știu, nu duce în zona gurmandă, dar posibil datorită notei de cocktail îți dă așa o senzație, nu știu, Se deschide cu explozie fructat, floral-fructată, cu accente de băuturi tropicale, pentru că da, acolo mă duce, pur și simplu acolo mă duce. Cald condimentat, pudrat, aromat, are performanță peste medie. Eu am rămas plăcut impresionată, nu mai știu, a fost undeva sub 100 de lei pe Notino, parcă așa. Oricum, ca de obicei, o să vă las link pentru variantele cele mai convenabile, ca să mă exprim așa, în descriere. Și el este genul de parfum all season, însă are tenta aceea buzi, are nota aceea de cocktail, cocktail de vară. Nu știu, mă face să mă duc cu gândul la o seară cu fetele la o terasă sau de ce nu într-un club. E genul de... Cred că e de fapt singurul parfum buzi de vară din colecția mea. Mie îmi plac parfumurile buzi, însă 80% din ele nu le pot purta vara, chiar dacă aplic decât un singur puf, exclus. Însă, cu Guess by Marciano mi-am găsit parfumul buzi de vară. Dacă aveți la fel unde să-l testați, nici de acesta nu m-am uitat în parfumerii. Nu știu. Dați-i un nas. Chiar merită, sincer, merită. Următorul este un parfum care um, l-am inclus mai greu. Mai greu din ce punct de vedere este perfect pentru. Verile sexy, ca să mă exprim așa, însă nu, nu l-am mai văzut pe site-uri. Dar îmi place atât de mult, încât n-am avut cum să nu-l aduc în calcul. Și, da, îmi cer scuze. Acel moment când sună domnul de la curier. Și nu, nu era un colet cu parfumuri. Surpriză, era ceva cu hăinuțe, dar nu ne interesează. Am rezolvat. <fixi> și vorbim acum despre agent provocator cosmic. Parfumul ăsta, Doamne Dumnezeule, deci Cred că e una din, unul din cele mai mari regrete, că nu mi-am făcut stocuri din el. Pentru că de, a fost o vreme când el, varianta de 100 de mililitri, da, 100 de mililitri, se găsea pe Parfimo la 70-80 de lei. Preț care, dacă iau un calcul Felul în care miroase și performanțele sale, nu știu ce a fost în capul meu de nu mi-am luat două, trei sticle. Ca o mică paranteză, eu de obicei cam așa fac. Um, marea majoritatea a parfumurilor uh, mai au o sticlă sau de ce nu chiar două de backup. Am avut chiar la Versace de Dreamer am avut la un moment dat trei sticle. Deci da, știu. Sunt cu... Dar asta e. Haideți să vă spun notele. Note de vârf, rubarbă, mojito și pere. Note de mijloc, bujor, iasomie, sambac. Note de bază, cedru, orhidee și vanilie. Are cea mai frumoasă deschidere de mojito și rubarbă din lume. Deci n-ai cum cu el. Parfumul ăsta pur și simplu țipă din toți plămânii vară. Bineînțeles, are un vibe de Bacara Rouge 540, că de ce nu toate parfumurile trebuie să aibă acel ceva. Însă, în cosmic, chiar dacă are un vibe din Bacara, nu are acea um, notă de cabinet stomatologic, ca să zic așa, nu. Are acea parte aerată ca să mă exprim așa, este o deschidere răco răcoritoare revigorantă, aerată. Și are totodată dulceața uh, suficientă pentru a balansa partea aerată și pentru a-l ajuta în performanțe, ca să mă exprim așa. Pentru că, da, e un parfum cu performanțe peste medie. A fost una din uh, surprizele plăcute ale mele în domeniul parfumeriei, ca să mă exprim așa. Nu știu când simt această aromă, mie îmi zugrăvește un bar, o piscină pe undeva pe acolo, sau piscina, piscina unui bar, barul unei piscine. <laughs> și nu știu, gheață, mentă, sprite, să nu râdeți. Toate astea combinate, amestecate într-un shaker din acela pentru cocktail. Nu știu, asta mi inspiră, pur și simplu. Vară, distracție, timp de calitate petrecut cu prietenii, cu partenerul. Este un superb. Chiar. Chiar sunt curioasă dacă o să-l mai găsesc pe undeva și dacă are un preț cât de cât ok. Cu siguranță va mai veni o sticluță. Ultimul, dar nu cel din urmă, este, vă spuneam eu într-un alt clip, din punctul meu de vedere, cel mai sexy parfum de designer de damă. Vorbim aici despre Olimpea de la Paco Rabanne, Varianta originală, prima variantă. Nu nu am niciun flanker, nu am simțit nevoia de niciun flanker. La acest parfum am fost așa nu știam dacă să-l adaug pe el sau Roz noar de la Ahmed al Maghribi. Însă, uh, nu știu, Roz noar, până momentul de față, da, suntem luna mai, este cea mai mare descoperire de la începutul anului și până acum. Însă, cel mai bine cred că voi face un clip separat și noi să ne continuăm cu notele parfumului Olimpea de la Paco Rabanne. Of Doamne, note de vârf, somie de apă, mandarină verde și floare de ghimbir, note de mijloc, vanilie și sare, note de bază, ambergris, lemn de cașmir, lemn de santal. Deci, încep cu deci. Acest parfum este, ar trebui să nu scrie Olimpea pe el, pe el ar trebui să scrie parfum pentru petrecerile pe malul mării sau pe plajă, da? Pentru că pur și simplu mie asta, nu știu, asta mi-aduce în fața ochilor. Eu am o chestie, când miros un parfum, îmi și vine ceva așa în ochi, nu știu cum să vă zic, <gângă> să nu par nebună, <gângă> dar încep automat. Când simt un miros, să-l asociez ori cu o locație, ori cu o persoană, ori de ce nu cu ceva amintiri. E, Olimpea îl asociez direct cu marea. Ori din pricina notei de sare, ori... nu știu. Este un parfum cu o vanilie savuroasă și sexy, susținută de o iasomie indolică și ușor animalică, sincer. Notele de sare și notele uh, marine, ca să mă exprim așa, pentru că, în afară de um, sarea propriu-zisă, în accepțiunea mea, Olimpea are aroma aceea de uh, briză a mării nu știu dacă face sens, nu știu cât mă înțelegeți, însă e ca și cum aș amesteca briza mării cu vanilie, cu iasomie, cam așa, cam așa este Olimpia pentru mine. Îmi place să-l port vara, însă și acesta este un parfum all season. Are vanilia aceea, nu știu, iarna, Haideți să mă exprim altfel, în Olimpea sunt uh, două note ce strălucesc altfel și anume nota de sare și nota de briza mării, cum am denumit-o eu, iese în evidență în perioada calda a anului, însă iarna Olimpea este cea mai frumoasă și cea mai uh, confortabilă vanilie. Deci pur și simplu. La temperaturi reci, vanilia din Olimpea strălucește. Spun asta pentru că am avut o perioadă în iarnă în care, nu știu, îl purtam și nu îl percepeam la fel cum îl purtam vara. Performanțele uh, sunt peste medie și este genul de parfum care în. Uh, din punctul meu de vedere, miroase diferit de la persoană la persoană. E genul de parfum care trebuie neapărat să-l aplici pe piele. Asta dacă nu aveți alergii, da, o paranteză. Este genul de parfum, după cum spuneam, miroase diferit de la um, persoană la persoană. Tocmai din pricina uh, notei de sare. Nota aceea de sare se dezvoltă întotdeauna altfel. Pe pielea mea se dezvoltă într-un fel, de exemplu, pe pielea mamei mele se dezvoltă altfel. Uh, tot așa mai discutam cu o prietenă care îl are și ea și îl iubește, și când ne-am întâlnit, din nou, pe ea mirosea altfel. Deci, Trei persoane uh, ce au folosit Olimpea, pe fiecare în parte Olimpea miroase altfel. Am stat eu și m-am gândit că e treaba cu nota de sare și cu PH-ul. Nu știu dacă greșesc, dacă voi aveți altă părere, chiar v-aș ruga să-mi lăsați în comentarii, însă eu una Olimpea, așa-l percep. Genul de parfum de piele, ca să mă exprim așa. Dar nu este genul de parfum de piele care rămâne la nivelul de skin scent. Nu, sub nicio formă. Olimpea uh, pur și simplu trăznește, nu proiectează. Olimpea trăznește. Bun. Cam atât pentru astăzi. Dacă ați avut răbdare să mă ascultați și să rămâneți alături de mine până la final, Vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat până acum, vă rog din suflet să o faceți, și vă mulțumesc din nou. Și chiar aștept să vă citesc în comentarii, nu știu, topul vostru sau selecția voastră de parfumuri sexy pentru vară. Uh, și din nou, lăsați-mă în comentarii dacă vreți să fac și varianta de parfumuri sexy pentru vară, nu știu, variantă de buget sau, v-am spus, chestia cu parfumuri dupes, uh, inspirate sau parfumuri arabești. Vă mulțumesc din suflet, eu filmez acest clip vineri, însă voi îl ve veți vedea undeva prin weekend. Așadar, vă doresc uh, un weekend cât mai liniștit, cât mai, nu știu, să vă încărcați bateriile, să faceți absolut tot ce, ce vă este pe plac și neapărat un weekend parfumat. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet și până data viitoare să ne vedem cu bine!